Din primele cercetări efectuate de polițiști, s-a stabilit că un tânăr de 20 ani din Maramureș, în timp ce conducea autoturismul pe direcția Deș-Baia Mare, a pătruns pe sensul opus de circulație și a lovit un autoturism condus de un bărbat de 31 de ani din comuna Gâlgău, județul Sălaj. În urma impactului, autoturismul condus de șoferul din Sălaj a fost proiectat într-un alt autoturism care circula regulamentar în față, condus de un tânăr de 25 de ani. După producerea evenimentului, adolescentul a părăsit locul faptei fără încuvințarea poliției, fiind identificat ulterior. Evenimentul s-a soldat cu rănirea gravă a șoferului din Sălaj, se arată în comunicatul de presă emis de IPJ Sălaj. Polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările pentru infracțiunile de părăsire a locului accidentului, ori modificarea sau ștergerea urmelor și vătămare corporală din culpă.